Peste 1600 de articole de vestimentație susceptibile a fi contrafăcute, aproape 90 de kilograme de pește, 1500 de metri plase monofilament, 17 migranți găsiți într-o utilitară și 36 de cetățeni din țări precum Afganistan și Maroc au fost prinși în timp ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat sunt rezultatele măsurilor de prevenire și combatere a infracțiunilor transfrontaliere desfășurate în ultimele zile de către polițiștii de frontieră din sudul și vestul țării. În perioada 21-23 a 10 2023, polițiștii de frontieră au derulat mai multe activități pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere. Au fost constatate peste 220 de fapte ilegale și aplicate amenzi contravenționale în valoare de peste 220.000 de lei. Una dintre acțiuni s-a derulat în zona lacului Sinoe, Aici oamenii legii au confiscat cantitatea de 78 de kg de pește în valoare de 556 de lei, 1492 de metri plase monofilament și un motor de barcă în valoare de 1000 de lei. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră Giurgiu au fost descoperite 1640 articole de vestimentație susceptibile a fi contrafăcute, în valoare aproximativă de 327.000 de lei, fiind întocmite patru dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulația unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Se arată într-un comunicat emis de Poliția de Frontieră. Și polițiștii de frontieră din Mehedinți și Timișoara au descoperit 17 migranți, fiind reținuți doi cetățeni români care au avut rolul de transportatori. De asemenea, și cei din Oradea au depistat 36 de cetățeni din Bangladesh, Etiopia, Sudan, Afganistan, Nepal și Maroc, ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat.